Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre războiul de independență al României. Războiul de independență al României este numele folosit în istoriografia română pentru participarea Principatului României la războiul ruso-turc din anii 1877-1878. În urma acestui război, țara și-a dobândit independența față de Imperiul Otoman, alături de Serbia și Muntenegru. România și Imperiul Rus au semnat la București un tratat care permitea trupelor ruse să traverseze teritoriul țării în drumul spre Balcani, cu condiția respectării integrității teritoriale a României. Inițial, până târziu, în 1877, Rusia nu a dorit intrarea României în război, nedorind ca aceasta să participe la tratativele de pace pentru împărțirea teritoriilor. Însă rușii s-au lovit de o puternică rezistență, suferind pierderi grele în asalturi repetate și neputând înainta în Balcan, dincolo de trupele, 40.000 de soldați, conduse de Osman Pașa, care se cantonaseră în cetatea Plevna. În România a fost declarată mobilizarea trupelor. Aproximativ 120.000 de soldați au fost masați de-a lungul Dunării pentru apărarea țării în fața unui eventual atac al turcilor. Imperiul Rus a declarat război Imperiului Otoman pe 12-24 aprilie 1877, iar trupele ruse au intrat în România pe la Ungheni, peste nou construitul pod de peste Prut, opera cunoscutului inginer francez Gustave Eiffel. Costul total în bani suportat de cetățenii României a fost estimat la 100 de milioane lei aur. În perioada aprilie-august 1877, sediul Marelui Cartier General al Armatei Române a fost în comuna Poiana Mare din județul Dolj. Acesta a fost în casa familiilor Marincu, Măgereanu. Contextul politic. La începutul domniei principelui Carol I-ul, România era un stat mic, cu o suprafață de 121.000 de kilometri pătrați și cu o populație de circa 5 milioane de oameni. Încă aproximativ 5 milioane de români trăiau în provinciile istorice ocupate de imperiile vecine. Dezvoltarea economico-socială, ca și aspirațiile naționale ale României, erau grav afectate de statutul de vasal al Imperiului Otoman. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, statul român trecuse printr-un amplu proces de modernizare economică, socială și politică. Aceste transformări au contribuit la consolidarea luptei pentru independență, atât față de puterea suverană, cât și de limitările impuse de marile puteri europene. Atât în timpul domniei lui Cuza, cât și după abdicarea sa, s-a desfășurat o amplă activitate propagandistică de către românii aflați în diferite state europene, în încercarea de influențare a opiniei publice internaționale în favoarea intereselor românești. În același timp, oamenii politici români au întărit legăturile cu reprezentanții mișcărilor de eliberare națională din Balcani. Viața politică internațională din perioada de dinainte izbucnirii războiului a cunoscut o readucere în prim planul discuțiilor privind așa-numita chestiune orientală. Puterile europene au fost obligate să se concentreze din nou asupra Imperiului Otoman și a situației națiunilor care încercau să-și câștige independența, având de optat între păstrarea integrității teritoriale a Imperiului sau reîmpărțirea sferelor de influență în Balcani. În iulie 1875 a izbucnit răscoala din Herțegovina. În august același an s-au ridicat la luptă bosniecii. În aprilie 1876 s-au răsculat bulgarii, iar în iunie Serbia și Muntenegru declanșau războiul împotriva Imperiului Otoman. Marile puteri aveau interese diferite în regiune. La începutul anului 1877, după eșecul conferințelor internaționale de la Constantinopol, decembrie 1876 și ianuarie 1877, și de la Londra, martie 1877, soluția militară părea de neevitat. În aceste condiții, guvernul român a luat măsuri hotărâte începând cu 1876 pentru întărirea armatei. A fost decretată o mobilizare parțială, a fost creat corpul de observație de la Gruia, au fost executate lucrări de fortificare a mai multor puncte strategice. Toate aceste măsuri s-au luat într-o atmosferă de susținere din partea populației și cu un moral ridicat al armatei. Guvernul român a adoptat la început o politică de neutralitate față de conflictele de la sudul Dunării și a depus eforturi diplomatice pentru recunoașterea independenței țării pe cale pașnică. Premierul român Lascăr Catargiu a trimis o notă diplomatică către puterile garante prin care afirma că Principatele Unite sunt separate de Turcia și nu fac parte din Imperiul Otoman. În aceeași notă,
premierul român declara că România se va opune armat oricărei încercări de violare a teritoriului național, iar într-un conflict general, România urma să coopereze cu puterile care îi vor garanta integritatea și drepturile statale. Iminența declanșării unui nou război între ruși și otomani a determinat guvernul român să negocieze cu reprezentanții Imperiului Rus la Livadia în septembrie 1876 condițiile trecerii armatei imperiale pe teritoriul național în drumul lor spre Dunăre. Cele două guverne au semnat la București la 4-16 aprilie 1877 convenția prin care România acordau liberă trecere trupelor țariste în condițiile în care Imperiul Rus garanta apărarea și menținerea integrității teritoriale a României. Guvernul român a hotărât pe 6 aprilie 1877 să mobilizeze preventiv armatele permanentă și teritorială, cât și cea de rezervă. Pe 25 aprilie, mobilizarea armatei a fost încheiată, iar organizarea trupelor s-a făcut conform planurilor de război. România a mobilizat peste 125.000 de oameni, din care efectivele armatei operative au fost de 66.000 de soldați, 12.300 de cai și 190 de tunuri. Au fost mobilizați în vederea instruirii aproximativ 14.000 de tineri din contingentul anului 1877 și membri ai miliților aproximativ 33.000. Organizarea apărării strategice. Imediat după mobilizare s-a trecut la organizarea armatei în două corpuri în vederea apărării strategice a malului românesc al Dunării și respingerii la nevoie a unui atac otoman. Cele mai amenințate puncte au fost considerate Calafatul și Bucureștiul. Comandamentul român a hotărât ca două divizii care formau corpul 1 de armată să asigure apărarea în cazul unui atac otoman dinspre Vidin, iar corpul 2 de armată, format tot din două divizii, să asigure apărarea capitalei împotriva unui eventual atac dinspre Urșuc și Turtucaia. Principalele rezerve ale armatei erau concentrate în regiunea Bucureștiului și constau în două regimente de dorobanți, un regiment de roșiori și alte câteva formațiuni auxiliare. În această desfășurare, armata română a asigurat apărarea liniei Dunării pe un front de 650 de kilometri până la sosirea trupelor țariste. Armata rusă a început traversarea Prutului pe la Ungheni, pe la nou construitul Pod de Fel, în noaptea de 11-12 aprilie 1877. Proclamarea independenței. Imperiul Otoman a reacționat la acțiunile politice și militare ale românilor și a luat o serie de măsuri de descurajare. Suspendarea diplomaților români de la Constantinopol, sechestrarea unor nave românești încărcate cu cereale, bombardarea orașelor Brăila și Reni, atacarea pichetelor de frontieră și altele. În această situație, ministrul de război român Alexandru Cernac a ordonat trupelor române să riposteze ferm față de orice tentativă otomană de traversare a Dunării. În cadrul sesiunii adunării deputaților din 29 aprilie și a Senatului de a doua zi, Parlamentul României declara rupte legăturile diplomatice cu Imperiul Otoman și recunoștea existența stării de război dintre cele două state. Pe 9-21 mai 1877, sesiunea extraordinară a adunării deputaților a proclamat independența României, Mihail Cogălnicianu ținând un discurs memorabil. A doua zi, Senatul a votat proclamația de independență, iar acest act a căpătat putere de lege prin semnarea lui de către principele Carol I-ul. Guvernul român a hotărât încetarea plății tributului de 914.000 de lei, suma fiind direcționată către bugetul apărării. Tot cu această ocazie a fost instituit Ordinul Național Steaua României cu 5 clase, care trebuia să fie acordat tuturor cetățenilor care se distingeau pe timp de pace sau război. Dacă puterile europene au primit cu rezervă proclamația de independență, Franța, sau chiar ostilitate, Imperiul Otoman și Regatul Unit, opinia publică internațională a fost favorabilă luptei poporului român. Înainte de începerea luptelor, Imperiul Rus nu s-a arătat deloc interesat să coopereze activ cu România în acțiunile de război, ceea ce ar fi îndreptățit Principatele Unite să participe și la tratativele de pace care ar fi pus capăt conflictului. Luptele. Imperiul Rus a concentrat pentru luptele din Balcan 260.000 de soldați cu 802 tunuri, iar Imperiul Otoman 186.000 de soldați cu 210 tunuri. Acțiunile armatei țariste au început în iunie, când trupele ruse au traversat Dunărea în Dobrogea.
Traversarea fluviului s-a făcut în parte sub protecția flotilei românești, vedetele România, Ștefan cel Mare, Pulgerul și Rândunica. După câteva zile, rușii au trecut la forțarea fluviului cu gruparea principală, care fusese concentrată în zona Roșiorii de Vede, Alexandria Zimnicea, Turnu Măgurele. Armata română a asigurat siguranța traversării Dunării de către ruși prin bombardamentele din 14-16 iunie asupra pozițiilor otomane. Tot pentru asigurarea siguranței armatei ruse, România a organizat posturi de supraveghere la vărsarea Oltului în Dunăre. Pentru facilitarea mișcărilor trupelor ruse și împiedicarea manevrelor otomane, bateriile românilor de la Calafat, Coradia și Bechet au executat bombardamente intense a căilor de comunicație turcești. Rușii au beneficiat din plin de sprijinul artileriei române și după un atac energic au cucerit pe 4 iulie cetatea Nicopol. Trecerea Dunării de către armata română. Marele cartier general român a hotărât pe 11 iulie să răspundă cererilor rușilor și să faciliteze concentrarea de trupe țariste la Plevna, prin trimiterea unei brigăzi de infanterie și alteia de cavalerie la Nicopol. Pe 16 iunie, primele unități românești au traversat Dunărea și controlul orașului Nicopol a fost preluat în întregime de români. Marele duce Nicolae a hotărât să atace cu toate forțele Plevna. Atacurile rușilor au fost respinse cu pierderi foarte mari de apărarea foarte hotărâtă a turcilor. Într-o telegramă cifrată, Marele duce Nicolae s-a adresat Principelui Carol I-ur cerându-i ajutorul. Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata după cum dorești. Între Jiu și Corabia, demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcărilor mele. Principele Carol I-ul a acceptat propunerea Marelui Duce Nicolae să devină comandantul suprem al trupelor ruse și române de la Plevna. Condițiile de cooperare urmau să fie discutate ulterior. În seara zilei de 19 iulie, noi unități românești au traversat Dunărea, iar artileria de pe malul stâng al fluviului și-a intensificat bombardamentele. În plus, armata română a fost reorganizată pe 23 iulie, în vederea îndeplinirii noilor sarcini. Astfel a fost creată armata de operațiuni de sub comanda generalului Alexandru Cernac, 43.414 militari, 7.170 de cai, 110 tunuri. Pentru apărarea frontierei dunărene a fost creat corpul de observație, 11.380 de militari, 1.350 de cai, 74 de tunuri, iar milițiile din Oltenia au fost mobilizate. În urma discuțiilor celor două părți s-a hotărât ca la baza cooperării să fie pusă respectarea unității de comandă armatei române, iar la Plevna să se constituie o singură grupare ruso-română numită Armata de Vest, pusă sub comanda principelui Carol I-ul. Până pe 25 august, trei divizii românești s-au alăturat Armatei de Vest. În această zi, Consiliul de Război Aliat a hotărât să fie lansat un al treilea asalt asupra Plevnei pe 30 august 1877. Asaltul Plevnei și bătălia de la Rahova. Fortificațiile de la Plevna ocupau o poziție strategică extrem de importantă. Aici se încrucișau mai multe căi de comunicații importante care legau Nicopole, Rușciuc, Sofia, Târnovo și Plovdiv. Asalturile armatei de vest s-au desfășurat în condiții extrem de grele. În afara terenului accidentat a fortificațiilor foarte puternice, serviciile de contrainformații nu obținuseră toate datele necesare despre plasarea în teren a redutelor otomane. La sfârșitul primei zile, acelui de-al treilea asalt al Plevnei, singurul câștig a fost ocuparea redutei Grivița 1 de către români. Consiliul de Război din 1 septembrie a tras învățămintele necesare din eșecul celui de-al treilea atac al Plevnei. La acest consiliu au participat, pe lângă principele Carol I-ul, țarul Alexandru, marele duce Nicolae, ministrul rus de război și o serie de generali ruși. S-a hotărât să se încedeze orice atac direct, în schimb urmând să se întărească încercuirea fortificațiilor otomane și împiedicarea aprovizionării celor asediați. Rusia urma de asemenea să aducă în zonă trupe proaspete. După două zile de lupte, fortificațiile de la Rahova au fost cucerite, această victorie fiind obținută cu participarea exclusivă a militarilor români. Odată cu întărirea încercuirii Plevnei, situația trupelor otomane a devenit foarte critică. Osman Pașa a refuzat oferta aliată de capitulare. În schimb, în condițiile crizei de muniții, alimente și furaje, comandamentul otoman a hotărât părăsirea Plevnei și retragerea spre Sofia.
În noaptea de 27-28 noiembrie, otomanii au încercat să părăsească Plevna la adăpostul Întunericului și Ceței. Manevrele unei mase de aproximativ 50.000 de oameni, militari și civili, care doreau să plece odată cu armata, nu au rămas neobservate. Românii au fost cei care au remarcat primii că otomanii au părăsit Reduta Grivița II. După acest moment a urmat o avalanșă de evenimente care au culminat cu capitularea necondiționată a lui Osman Pașa în fața colonelului Mihai Cerchez. Gruparea otomană care a capitulat în frunte cu Osman Pașa a mai numărat 10 generali, peste 130 de ofițeri superiori, 2000 de ofițeri inferiori și aproximativ 40.000 de soldați. Au fost capturate peste 70 de tunuri și un număr mare de arme de infanterie. Asediul Vidinului. Pentru a exploata rapid și hotărător victoria de la Plevna, s-a luat hotărârea ca armata română să se deplaseze în regiunea Vidinului pentru zdrobirea forțelor otomane din nord-vestul Bulgariei, care amenințau flancul drept al rușilor. Pentru continuarea acțiunilor la sud de Balcan cu forțe sforite, trupele ruse, care staționau în Nicopol și Rahova, au fost înlocuite cu unități românești. Pentru nimicirea grupării turcești de la Vidin și cucerirea acestei cetăți, a fost ales corpul de vest sub comandamentul lui Nicolae Haralambie. Trupele române de pe malul stâng al Dunării au primit ordin să se concentreze în Oltenia, cu forțele principale în zona Calafat și să intervină cu artileria în sprijinul marilor unități care urmau să atace Vidinul. Ele aveau totodată misiunea de a participa la lichidarea unor eventuale încercări otomane de forțare a fluviului în această zonă. Deplasarea trupelor române spre Vidin s-a făcut în condiții foarte grele, pe un ger de până la minus 25 de grade, pe drumuri troienite și sub atacul continuu al cavaleriei otomane. Vidinul reprezenta un centru de comunicații important care asigura accesul spre interiorul peninsulei balcanice. Otomanii au construit o serie de poziții întărite pentru a-și asigura legătura cu exteriorul la Tatarjik, Novoselce, Rupcea, Rainovocea, Inova și Capitanovocea, aliniament care constituia centura principală exterioară de apărare a Vidinului. Astfel organizată pentru apărare, cetatea Vidin dispunea de 12.000 de militari bine înarmați, aflați sub comanda lui Zed Pașa, cunoscut ca un general energic și inteligent. Garnizoana otomană era pregătită pentru o rezistență de lungă durată, dispunând de suficiente cantități de alimente și muniții. Pozițiile înaintate, mai ales cele de la Smârdan, scoteau practic Vidinul de sub bătaia artileriei adverse, amplasată dincolo de centura fortificațiilor exterioare. Comandamentul român a hotărât să atace pentru început centura de fortificații din jurul Vidinului. În perioada 12-14 ianuarie, cea mai mare parte dintre satele întărite în jurul Vidinului, Tatarjik, Novoselcea, Rupcea, Rainovcea, Smârdan, Inova și Capitanovcea au fost atacate și cucerite. În sprijinul atacului trupelor terestre de pe malul drept al Dunării au intervenit unitățile de artilerie de la Calafat și Ciuperceni. Vidinul era apărat de peste 15.000 de infanteriști, peste 2.100 de cavaleriști și artileriști cu 84 de tunuri. Lupta de la Smârdan. După cucerirea centurii de fortificații exterioare, armata română s-a pregătit pentru asaltul final al Vidinului. Artileria română a bombardat neîncetat pozițiile otomane până pe 22 ianuarie, când s-a comunicat încheierea unui armistițiu ruso-turc. Pe 12 februarie 1878, trupele românești au pătruns în Vidin, iar a doua zi în cetatea Belogradchik. Cucerirea Vidinului a încheiat participarea victorioasă a armatei române la războiul de independență. Armata română avea să-și facă intrarea triumfală în București pe 8 octombrie 1878. Independența României a fost recunoscută de marile puteri pe 13 iulie 1878. Participarea românilor timoceni. În 1875, în Bosnia și Herțegovina, a izbucnit o revoltă a bosniacilor, dar și a vlahilor românilor, îndreptată împotriva otomanilor. În același timp, s-au răsculat și bulgarii împreună cu românii din Bulgaria în aprilie 1876, dar revolta a fost înnăbușită de otomani. După ce Serbia a declarat război turcilor, 20 iunie 1876, s-au răsculat și românii timoceni, 29 iunie 1876.
S-au păstrat numele unor conducători ai răscoalei, episcopul Partenie, învățătorul Ion Ciolac, preotul Pop Dumitru, Ion Troacă, etc. Între Vidin și Timoc, răscoala a cuprins 14 sate românești și 4 bulgărești. După ce armata sârbă s-a retras din zonă, răscoala a fost înăbușită cu cruzime de către turci. România a trimis la Cladova mai mulți medici și farmaciști care să ajute victimele represiunii. În urma represaliilor ordonate de către turci, în jur de 15.000 de locuitori din zona Timocului s-au refugiat în Serbia și România. În timpul bătăliilor duse la sud de Dunăre de armata română, în războiul din 1877-78, acestei s-au alipit batalioane de voluntari formate din români timoceni. Astfel, la asediul Vidinului au participat voluntari din stânga Timocului, conduși de Ilie Nicolae din Cobișnița, precum și din zona orașului asediat, sub comanda lui Vancea Predoi din Bregova. În rândul voluntarilor au luptat și copii și tineri, între care 37 de fete, care distribuiau oștenilor români hrană, muniție și ajutau pe cei din serviciul sanitar. Marița, o fetiță de 12 sau 14 ani, se spune că a cărat cu o găleată de lemn apă pentru militarii armatei române. Prima dintre fetele care au căzut răpuse de gloanțele inamicului a fost Marița. În 1905, românii de la sud de Dunăre au ridicat o statuie de bronz în apropierea cimitirului de la Smârdan, în care odihnesc eroii căzuți la datorie. Statuia înfățișează pe Marița privind spre est, către liniile armatei turcești, purtând în mâna dreaptă o coroană, iar în stânga o găleată. Monumentul a fost distrus în 1913 sau 1917 și refăcut la Calafat în 2001. Tratatul de pace dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman a fost semnat la San Stefano pe 3 martie 1878. În urma acestui tratat a fost creat Principatul Bulgariei și recunoscută independența Muntenegrului, Serbiei, României. României se impune cedarea celor 3 județe din sudul Moldovei, Cahul, Ismail, Bolgrad. Imperiul Rus nu s-a arătat dispus să-și respecte promisiunile, făcute în convenția semnată pe 4 aprilie 1877 de către consulul rus Dimitri Stuart, cu aprobarea țarului Alexandru al II-lea și de ministrul de externe român de la acea dată, Mihail Cogălnicianu. Realitatea este că Rusia nu a dorit apărarea și respectarea integrității teritoriale a României, ci cucerirea cât mai mult din Imperiul Otoman, numit bolnavul Europei, a zonei Mării Negre, controlul Dunării, până la Constantinopol, controlul strâmtorilor Dardanele, Bosfor și Marea Mediterană. Pentru a înțelege mai bine, trebuie privite lucrurile în contextul acelor ani, anume expansiunea Imperiului Rus în Caucaz, Asia, și încercarea de a ajunge la Oceanul Indian, Warm Water Port, prin cucerirea teritoriilor care în prezent sunt Iranul și Afganistanul. Marile puteri, Marea Britanie, Franța, Imperiul German, nu au fost satisfăcute de acest tratat de la San Stefano, prin care Imperiul Țariș a extins influența în Balcan și Caucaz, la Congresul de la Berlin, cerând o revizuire ce va fi obținută prin Tratatul de la Berlin, 1878. La Conferința de Pace de la Berlin din 1878, s-a decis ca Rusia să recunoască România independența, să cedeze teritoriile Dobrogei și Deltei Dunării, inclusiv portul Constanța și mica insula Șerpilor. În schimb, Rusia a preluat județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail, Bolgrad, care reintraseră în componența Moldovei după războiul Crimeei, prin prevederile Tratatului de la Paris din 1856. Principele Carol I a fost profund nemulțumit de turnura nefavorabilă a negocierilor. Otto von Bismarck a reușit să-l convingă pe principe să accepte acest aranjament, care oferea noi oportunități României din punct de vedere economic, datorită accesului la Marea Neagră și controlului asupra traficului pe Dunăre. Costuri ale războiului. Pe lângă costurile umane, românii au suportat un important cost financiar, respectiv un total de 100 de milioane de lei aur. La scurtă vreme după căderea plevnei, Carol I al României, îi scrie tatălui său Carl Anton: mai puțin favorabilă este situația noastră financiară, căci războiul ne-a costat deja 25 de milioane. Cu un buget al Ministerului de Război insuficient, 13 milioane de lei, România a acoperit deficitul printr-o emisiune de bagnote, bilete ipotecare, în sumă de 26.260.000 de lei, garantate cu moșiile statului. Această inflație a masei monetare, nefiind acoperită în aur, a dus în următorul an la o creștere generalizată a prețurilor, în fapt o taxă ascunsă.
Contribuțiile voluntare ale cetățenilor în bani au sumat 9.247.000 de lei aur. De asemenea, au fost donate cantități mari de alimente, animale, îmbrăcăminte, bandaje, medicamente, știindu-se numai numărul, de exemplu, 8.000 capete de vite sau cantitatea, necuantificate financiar fiind serviciile, de exemplu, medicale sau transporturi, oferite gratuit de indivizi către armata română. Din păcate, statul român a recurs și la rechiziții de război, anume 59.000 de vite și peste 30.000 de tone de alimente, unele plătite după încetarea ostilităților. Prin participarea la acest război, practic, românii au reușit să-și ducă la îndeplinire principalul deziderat de după recunoașterea unirii celor două principate de către marile puteri, și anume obținerea independenței. Consecințele au fost binefăcătoare pentru dezvoltarea viitoare a statului român și a societății românești pe plan politic, socioeconomic și moral. Statutul de independență politică deplină însemna înlăturarea ultimelor elemente ale stării de vasalitate în raport cu Turcia. De asemenea, recunoașterea independenței statului român a atras atenția românilor aflați în afara teritoriului vechiului regat, acesta din urmă reprezentând un punct de atracție pentru ei, mișcările pentru realizarea unirii cu noul stat, intensificându-se visul tuturor românilor, prinzând materialitate la sfârșitul primului război mondial, odată cu formarea României mari. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc toate cele bune. Pe curând!